zilele trecute, vremea frumoasă i-a scos din casă pe Ciprian Marica și pe partenera sa de viață Ioana Marcu, la o plimbare prin București. Nu vă gândiți că au ieșit singuri. Marica n-a putut să-și lase băiețelul acasă, așa că familia a fost în formulă completă. Au ales una dintre cele mai fițoase terase din capitală, unde au servit un prânz pe cinste. La masa lor a luat loc și Viorel Păunescu, fostul șef al clubului Steaua, dar și câțiva prieteni ai lui Ciprian. După ce a mâncat, Ioana și-a luat prințul în brațe, așa cum face orice mămică grijulie. La plecare, tot ea a fost cea care s-a ocupat de micuț. L-a așezat în căruț și a mers cu el la mașină, în timp ce Marica a rămas să achite nota de plată. Până când fotbalistul și-a făcut apariția, mămica și-a ținut în brațe puștiul, lângă mașină. Ciprian a părăsit terasa în pas alergător și, pentru că a întârziat un pic, fostul star al echipei naționale i-a cerut iertare iubitei. Cum credeți? Cu ajutorul unui sărut. După ce și-a ajutat iubita să-l așeze pe micuț în cărucior, i-a mai dat un pupic Ioanei și s-a întors la terasă, în timp ce ea a plecat cu bebelușul la o scurtă plimbare prin zonă.